mulțumim doamnei Ghiuneș pentru că ne-a ținut mereu în priză să putem să ajungem la acest vârf, în acest vârf, pentru că am demonstrat încă o dată că putem, chiar dacă nu avem curse extraordinar de multe, putem să facem servicii de calitate. Mulțumesc angajaților, pentru că fără ei nu se putea realiza acest lucru. Și nu în ultimul rând, mulțumesc Consiliul Administrației, Consiliul Județean și dumneavoastră, pentru că inclusiv presa și agențiile de turism ne-au ajutat să ajungem în vârf. Prea multe de spus nu sunt, cred că doamna Ghiuneș ar putea să ne spună, să ne facă o istorie și să ne spună despre acest premiu mai mult. Vă mulțumesc! Bună ziua! Permiteți-mi să încep prin a mulțumi tuturor pentru că ne sunteți alături astăzi. Suntem foarte fericiți să fim aici printre prieteni, parteneri și colegi de valoare, astfel încât să putem împărtăși succesul și realizările noastre din ultimii 5 ani. Cu toții am muncit din greu și am dat mereu 110% pentru a atinge țintele și pentru a depăși așteptările clienților. Cifrele și vânzările noastre au crescut cu 56%, echipa noastră fiind mai puternică. Eforturile noastre au fost recunoscute la cele mai înalte niveluri, iar Turkish Airlines Constanța a câștigat locul al doilea în topul cea mai bună stație a anului 2017, Excellence Ground to Sky, o ceremonie anuală organizată de corporația Turkish Airlines în onoarea celor mai performante stații din întreaga rețea globală. Acest premiu se acordă tuturor celor care ne-au ajutat în călătoria noastră. Vă mulțumim din nou și sperăm că va continua cu același succes colaborarea noastră și în anii următori. Mulțumesc pentru invitație. Nu ascund faptul că este surprinzătoare, dar este surprinzătoare în mod plăcut, pentru că avem ocazia să traducem și în alt, să cuantificăm și altfel modul bun în care acest aeroport îți desfășoară activitatea. Și anume, spunem că de un an de când ocup postul acesta de conducere nu am avut nicio plângere referitoare la serviciile prestate de acest aeroport, ceea ce înseamnă că lucrurile stau de la superlativ mai sus. Ne bucurăm să vedem că sunt oameni care luptă în continuare pentru a atrage turiști și automat consumatori pe litoralul românesc și în județul Constanța, care are atât de multe de oferit. Permiteți-mi o glumă și să spun că îl consider cel mai sigur aeroport sau unul dintre cele mai sigure aeroporturi din lume, în sensul care și baza aviatică americană lângă ceea ce îi adaugă un plus de siguranță. Dacă dânșii au venit până aici, înseamnă că litoralul nostru are multe de oferit pentru toate categoriile de consumatori. Am solicitat la începutul acestei conferințe câteva cifre pentru a mă edifica ce a însemnat munca de care toți ați vorbit și este o muncă lăudabilă, este o muncă care sigur aduce un plus valoare acestui județ și anume faptul creșterile sunt față de anii precedenți, în 2017 față de 2016 de 28%, ceea ce nu este puțin. Ce ne mai rămâne acum este ca împreună să susținem într-o formă de echipă plecând de la agențiile de promovare până la autoritățile publice locale și noi autoritățile de control, să susținem acest efort, să îl încurajăm, să nu lăsăm niciun consumator beneficiar al unui bilet de avion dus-întors să plece supărat de pe acest aeroport, când de fapt aeroportul în sine a spus și a spus cuvântul în sensul că da, se poate face o prestare de servicii conform și bine și felicit pe toți cei din conducere și absolut pe toți cei care stau alături, mulțumindu-le și celor de la Turkish Airlines care au adus un vot în plus că da, merităm și putem ca în acest județ lucrurile să fie frumoase. Vă mulțumesc!
Estimați mesagerii, ne aflăm astăzi aici pentru a celebra cooperarea dintre Aeroportul Internațional Mihai Comăniceanu și Turkish Airlines. Unul din obiectivele Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța este de a dezvolta relațiile economice și relațiile din domeniul transportului între România, dintre România și Turcia. Zborurile care se efectuează de pe acest aeroport reprezintă unul din lucrurile realizate. Știm că în anul 2017 aceste zboruri au crescut. Numărul zborurilor a crescut datorită muncii în echipă a personalului aeroportului și personalului Turkish Airlines. Ben bu havaalanına ne zaman gelsem her zaman. De câte ori am venit la acest aeroport, am simțit o energie pozitivă și sunt sigur, mă gândesc că toate acestea se datorează relației dintre aeroport și Turkish Airlines, se datorează muncii în echipă. Calitate de consulat, noi suntem dispuși și vă spunem că vom continua să facem tot ce ne este în putință pentru ca totul să decurgă în mod bun, frumos. Yakın zaman önce başlayan yaz tarifesinde mulțumesc că m-ați invitat la acest eveniment pe care îl consider de o importanță crucială pentru compania Turkish Airlines, pentru aeroportul Mihai Comăniceanu, dar în aceeași măsură și pentru județul Constanța. Vreau să vă felicit pentru eforturile depuse. Suntem conștienți că a fost o muncă titanică. Competiția nu a fost deloc ușoară și dacă din 302 stații, din 121 de țări, dumneavoastră, într-un an de zile, de pe locul 12, ați reușit să ajungeți într-un loc de top, asta înseamnă că, într-adevăr, sunteți o echipă extrem, extrem de bine pregătită și profesionistă. Vreau să vă asigur de tot suportul autorităților locale, de sprijinul nostru în dezvoltarea tuturor proiectelor care au ca rol conectarea regiunii noastre cu alte zone ale lumii. Prezența companiei Turkish Airlines la Constanța este ea însăși un vector de promovare turistică. A avut un rol important în evoluția turismului în această zonă, cred în acest parteneriat, cred în dezvoltarea lui și vreau să vă urez succes în continuare și să nu lăsați motoarele la o viteză mai mică decât cea cu care ați mers până acum.